Ce faci, simți bine? Sărbătoare. Adevărat? Da. Îmi pare rău. Alo? Stai puțin, vreau să vă întreb ceva. Sunt în acest mod, cum ajunge să ne realizăm sarcinile, obligațiile și mai. Sărbinile, se cunoaște că a venit primăvara. Sunteți foarte amabili. Da, cred că e bine. Aici e trei? Nu știu, doamne. Vă jur că n-am să scot niciun cuvânt. Dar dacă nu știu nimic, nici vorbă despre așa ceva. Mă credeți proastă? Imposibil să nu știți dumneavoastră ceva de vreme ce renunțați la un asemenea post. Vă dau cuvântul meu, doamnă. Eu gata, mi-am luat transferul. Îmi pare rău, vă credeam alt om. Salut! La da, la 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 da, la da da da... George! La, la. Ce surpriză! Unde te duci? Hai și să te plimbi! Mergeam și eu de colo-colo. La 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 ce plăcere! La, la, la. Nu mă așteptam să te întâlnesc. Ia spune, ce mai faci? Iubitule, a dat năluca primăverii prin mine și nu-mi vine să moar. Cine e? Secret, taină mare. Iertați-ne, vă rog. Asta e. Sufăr ca un câine și nu-i spun nimic. Perfida plăcerea chinului să fie o dovadă de genialitate. Asta e tot ce mai mi-a rămas, frate. Dreptul de a iubi. Ce pictezi? Ce creezi acum? Ce stupizenie în cuvintele astea. Tâmpenie. Asta crezi. Tâmpenie. Iartă-mă, mă întorc să te iau mai seama. Vrei să scapi de mine, dar nu te las. Viața te trăiește, măi băiete, nu tu pe ea. Te ronțăie. Când ești gata consumat, ești liber să crăpi popiți. Știi ce am vizat azi noapte? Ce? Nimic. Absolut nimic. În ultima vreme nimic e tot ce mă înconjoară. Uite o ființă ce ar putea să-ți aline suferința. Să-ți o prezint? Nu, lasă. Păcat. Dacă nu vrei... Da, dragostea, ultima ta iubire. Aiurea, ce iubire, băi băiete, în pustiul ăsta de lume. Tu chiar crezi în tot de balivenele mele. Hai că încep să mă plictisești. Te rog, George. Nu de tine e vorba, așa, în general, da. Îți arde de glume. Eu mi-am tâmpit gândul și harul, dacă l-am avut vreodată. Sigur l-am avut. Sufletul însă nu. Mă zgălesc în ulei și o acuarelă o viață searbă de viața mea. Sigur că nimeni nu m-a obligat să fiu un vax, dar n-am puterea să fiu altfel. Bine, tu te văd că te grăbești. George,
Știi că ai obligație față de mine. Știu, chipul Ana, îl port în suflet. Dar pe pânză e mai greu? Încerc. Să mulțumesc. Da? Vasile! Hei, o viață într-o clipă. Astea sunt rochile ei. Le duc la mine. Să rămână, mamă. Te sărut. Te-a căutat George. Ne-am întâlnit. Bogdan? E acasă, mănâncă. Ai spus ceva? Eu? Nu, nimic. Nu? Gata. Lasă, tata. O să fie bine. Prostii, băiete, prostii. Să știi că totul se plătește. Nu începeți iar. Vă rog frumos. Vă rog. Să nu uiți să iau fotografia băiatului cu tine. Da? Îmi pregătesc eu singur, mamă. Totul. Puiule, să nu pleci certat cu tata. Te rog. Așa de puțin îl înțelegi tu pe el, a trecut prin atâta. Și mai știe și el câte ceva despre viață. Da. Ce? Nimic. Du-te la culcare.
singură fără oprire până la stația Buftea. Mai departe, opriți-vă în toate stațiile. Trenul cursă de persoană în direcția Vitu, Câmpulung, Mușcel, leagă de 5 minute. Persoanele care au făcut pe călători la tren sunt rugate să coboare din vagoane. Vă dorim călătorie plăcută! De 3 ani trudesc în muncile astea austești. Da, zău, că-mi și place. Ia uitați-vă. Uitați-vă. E vechea cetate domnească a basarabilor. Aici a fost. Vreți să vedeți? Au și mormântul despre. Familia aveți? Da. Părinți și un copil. A, probleme. Acum trebuie să fim tari. Cât exportați acum? A, 92%. 80 de stat. Pregătim acum un 242. Ah. O să vedeți. Trebuie să câștigăm cu el, nu? Prestigiu, de? Negru vădă. Știți legenda? Pot să vă spun. Vreți? Aici era înainte o pădure. Vă plac vederile? Eu le colecționez pe astea cu munți. Le iau cu mine și în concert. Au la ele și respir. Din când în când mai facem și noi câte o câmpenească. De, oameni suntem. Muzici, produse. Lereștiu, îl știți? Nu. Auziți? Dacă vreți câte o... Înțelegeți? Poftim? Păi câte o ieșire așa? E un aer curat aici. Aici, trașe, îngine. Poftiți. Poftiți. Coana Sofico? Tandi Sofico, a venit! Da, 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 imediat! Imediat! Ne auzit? Veniți. Aici era coare. Poftiți. Bine, ați venit și... să fie într-un ceas bun. Așa să fie. Să treci. La revedere. Poftiți, poftiți. Intrați. Bună ziua. Eu sunt proprietar. Sofica. Sofica Răzulescu. Ei, am fost altfel, dar acum sunt singur. Lazar din București. Vasile Lazar din București. Îmi pare bine. Ah, am o nepoată la București. Farmacistă de la fata mea cea mare. Da. Nu vine decât o singură dată pe an aici. Și atunci mă enervează cu ifosele ei. Ce mai siluietă, coș de castraveți pe obraz, prosteală! Ei, de băiat, o să vă povestesc eu o mare tragedie de când a luat-o pe scumpa asta de norme. Oh, ce să mai zic. Domnul inginer, aveți mamă? Da, v-aș ruga să-mi spuneți pe nume. Nu, domnule, nu până nu ne cunoaștem bine. Cred că să ne înțelegem. Norme însă, dar lăsați-o. Of, ce necaz. Ce necaz pe băiatul meu! Domnul inginer, aici mă arde. Și stau în casă și plâng și mai cânt că am făcut și eu 2 ani de conservator. Aveam o voce. Lăsați că o să vă cânt eu ceva. Sper să ne înțelegi. Păreți un om serios. Iubiți muzica? Da. Aș vrea să mă schimb puțin. Sunt foarte obosit. Da, da, poftiți, poftiți. Nimeni nu vrea să te asculte. Poate vine la noi?
Andreea, hai. Andreea, să fii cu minte, mamă. Dânsul este la București ca și tanti Michi. Da, are nevoie de liniște. Să spun eu când să te joci. Hai, acum să nu încă. Acum vine mai ta și iar începe cu știțul. Noroc bun, frate! Bună ziua! Auzi, este. Bună ziua, da? Bați potecile de unul singur, nu dai bună ziua la aia pe care îi întâlnești în cale și mai zici că ziua e bună. Ha, ha! Râs, bat jocoritor. Slăbuță, da? Laro? Nou-nouț? De mâine. Unde-i bine cu băiatul? Ești tab mare acolo. Da? Eu tu! Toarșul, eu tu. Lazar. Prietenul meu. În ce secție? Mâine mă prezint. Las că-l găsim noi în aia 20.000. Mircea, dacă întreb nea Mircea, te descurci. Tot la... Ce să fac? Artist! Zburător! Montaj! Amator, sigur! Da. Cântece! Triplu sal mortal! Circ! Versuri? Sigur, absolut! Singur! Muncă individuală. Nu crezi? Auzi, dar ai ceva în cap. Iată, așa se pare. Auzi, ăsta a fost la lovitura. Eu, tu, nu mai vorbi atâta, domne. Lasă-mă în pace. Lasă-mi, continui eu. Vor să scoată un prototip nou. Un 242 întâia. Da, am auzit ceva. O comandă specială, nu? Da. Ce, ai vreun gând? Să mă gândesc, da? Nu știu. Ia ține puțin. Eu, tu, ne-am găsit omul. Hai că s-a prins. Mareșalul, Riza, o să fie mulțumit. Poftim. Așa. Da, nu minți. Bate-n palma, da? Dar, ascultați aici la mine când pun gâtul. Puțin cred în mașina asta. Dar și când am câștigat niște raliuri cu ea, mamă, în toată lumea, pa! Tata, lasă-mă. Fii atent la unde că ți-am dat o muncă de răspundere. Trece! Ce fac el? Te arde? Nu. Acum se ia, se scoate. Și aia se aruncă în apă. Ca să înțeleagă și păstrăvu ce e viața. Aer, apă, diversitate. Măi, Mircea, să nu crede că... Las, că nu cred. Auzi? Când de ce știi? Nu. Nu? Ardelean. Inginer. Nu te necrezi. Sănătate să fie. Sănătate, noroc. Noroc. Sănătate. Să trăiți. Noroc. Da. Bună ziua. Râs, bar, ciocorita. Auzi? Mândrăliță de pe vale. Să nu mai umbli singur. O mândrăliță de pe vale. Una tare și alta moale.
să fie ușor. În câteva luni trebuie să dăm un nou prototip. Unii îl de pe acum. Concurența e mare, așa că trebuie să găsim soluții. Toți strigă, toți cer, toți au dreptate. De ce zâmbești? Nu știu, fără să-mi dau seama. Secția a condus-o până acum greu, un maestru. De ce? N-am avut oameni. Dar știe meserie cât mine sau cât dumneata. Cu cât o să ți-l apropii mai repede, cu atât o să fie mai ușor. Unde stai? O cameră la curte, mai stau cu... N-ai mai prins la bloc? O să-ți dăm. Măcar asta să fie problema. Cu cine spune că stai? Inginerul Balaban, dacă mă înțeles bine. Nu v-ați cunoscut? Încă nu. Ulcer ai? Nu. O să ai. Drăguțe, parcă te-am rugat să-l chem pe Popa. Acum 5 minute am vorbit cu el, tovarășe director. Trebuie să apară. Dar când, dragă? Mâine? Când? Îl mai sun odată. Păi sună și repede, te rog. Vreo problemă specială, ceva? Nu. Te întreb pentru că de aici înainte problemele astea le rezolv cu Popa. El se ocupă cu treburile astea. Nu, nu, stai jos. Vezi că aici chiar se muncește. Eu cred în treaba asta cu adevărat. Și fac, încerc totul, cât depinde de mine. Asta e foarte bine. Sunt sigur că o să ne înțelegem. Mie numai tâmpiții și lingăii nu-mi plac, dar știi, deloc. Te aștept cam de mult, tovarășul Popa. Eram la poartă. Unde? Pe când te chep eu să fie aici? E o echipă de filmare aici la noi. Ia să mă lase în pace. O să fac un film. Au aprobarea ministrului? Nu știu. Dacă nu, cu toată politeția, Valea. Tovarășul inginer Lazar, inginerul Popa. Lazar, încântat. Îi arăți totul, îi predai secția, îl prezinți oamenilor, da. Ca să fie totul în ordine. Să trăiți. Spor la treabă, numai bine. Luăm și niște bețișoare. Care ne-a fără? Bine și bine și bine. Ăsta de la secția 3? Da. Rămâneți, m-am vorbit! Mărița lui Iordache, fata, și că vor să petreacă 3 zile. Zice că le dă și aro. Merită, sunt și harni și știu și meserie, nu-i nicio problemă, ce dragă. Poate ne scrieți și nouă un articol pentru ziarul județean. De ce ați venit, cum vreți să munciți, pentru ceasă sa Bucureștiu, asta ca punctaj, vă pot ajuta, dacă e nevoie, vă pot ajuta. Mă bucur. Ce? Vă cunoașteți? De viață. Dânsul e greu, șeful de până acum. Lazar. Nea greu, îi predai tot. Da, tot ce știu. În rest, poate mai învăț și eu. Hai, vei drum. Tot așa? Tot așa. Aveți tot timpul să încercați. Acum mergem pe drumul ăsta, că e sigur. Poftim. Îți dau mâna. Hai, strânge mai tare. Balaban. Colegul. Cu mine nimeni nu se plictisește decât dacă vreau. După amiază, program comun orientat spre reașezarea spațiului casă. E regulă? E regulă. Mă întorc! A venit frațul de la București. Frațul de? Ciudată femeie. Nici nu știu ce să cred despre ea. Mareșalul merita al suflet lângă el. N-a fost nimeni să... Bună ziua. Mersi. Gata, mă duc, pa.
Scuzați, asta e. Oh. Ăsta nu mai am. Bine, uite, bine. Păi uite, nu-l iau. Hai. Eu zic să iei un serviciu întreg, poate te hotărăsc să dai și tu o masă. 40 de lei. Da. Plătește. Poftim. Hai, 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 mai repede, mai repede, că te scot la aer. Hai. Mă duc să dau un telefon. De unde? De la automat. Păi bine, tăticu, tocmai de la poștă ți-ai găsit să-i telefon? Adică nici măcar atâta lucru nu poate face instituția da, pentru un om ca tine? Da, mai târziu. Vasile! Vasile, scapă-mă că e foc! Hai! Dar ce s-a întâmplat? Dăinița a venit cu alta. Nu era momentul, știu, dar... Eu mă pregătisem, texte frumoase, citate, căldură umană, nu mai ține! Te privește treaba ta. Vasile, am fost și la părinții să mă cunoască, cam căpoși, să știi. Cam căpoși. E drept că nici eu n-am chemat-o singură, Vasile, am crezut-o sensibilă. Bagă de știu în discuție să umplem atmosfera, ha? Ce ghinionul dracului, mă, Vasile, mă. Eh, prinde ceva aer și hai, te rog. Plecă de aici, ieși afară. Ce faci? Ieși afară, ai nebunit? Să mă scutești pe mine cu tâmpenile astea, auzi? Vasile, ții, om, Vasile, nu face una ca alta, Vasile, te rog. Acușica, vine acum, n-ai încotro. Vasile, o iubesc. Sunt nebun și ucid. Te rog, Vasile, te rog. De mâine mă mut, să știi. Ba nu te muți nicăieri, că mă mut eu. Mă însor și mă duc la socrii mei. Nici nu o să-mi pară rău. Patru camere, frunt, ceva vie, civilizat. Vasile, dar să știi că nici cea altă nu-i de lepădat. E foarte simpatică. Da. Te rog, te așteaptă, rog, Vasile. Așteaptă câteva clipe. Vasile? Da. Bună seara. Iată-l. Prietenul meu, inginer. Lazar. Cristina. Doi. Lazar. Hai, mijule, lasă-mă. Lasă dacă îl înțelege, dacă înțelege. Hai, ia un fursec, un pahar. Au! Mersi. Noroc. Noroc. Hai, noroc. Hai, spune-i cum și cât îți vorbesc despre ea. Spune-i cum o visesc cu ochii mari deschiși. Spune-i. Ăsta-i semn bun. Semn bun. Și cum vi se pare aici la noi? Provincialii vă plictisesc, nu? Nu, e foarte plăcut. E o zonă minunată. De altfel, asta și căutam, liniște. Resemnat între ale vieții. Cred că ar fi bine să ne știm fiecare locul. Hai, fără, lăsați-vă. Gândiți-vă, curând, noul o să ne năpădească. Explozie de optimism, năvară de idealuri, totul planificat. Da. Mie îmi plac străduțele astea singuratice cu toată tristețea lor. Tristețe? Da, de unde? Mă tem că n-au viață lungă. Hai, dragă, simte și tu muzica. Mișcarea corpului, mișcarea minții. Invită și fetele. Nimeni nu mișcă! A, Dati Sofico! Da-ți globim, aici, Dati Sofico. Cum ai auzit muzica, ai și la răbală în ring. Entuziasmul vârstelor mature. Uscăturile să trăiască. Că de altceva nu sunteți buni. Are dreptate, nu? Are dreptate. Uite, îmi fac autocritica. Hai, pune mâna, hai. Hai, pune mâna. Te-ai și găsit pe cine să săruți. Așa și fără vlagă. Mă, ce te miști? Mâncați sănătos. Poftiți, mama. Să rămână. Băgă-mi de seamă.
Fiți cu mine. Tanto pico. Bine, atunci eu vă las. Ce? Mă duc în camera mea. Ce? Ați venit în locul lui Neagru? Nu știam că vin pe locul cuiva. Bună seara, mă scuzați. Nu te încinge. Fata asta are mania contrazicerii. Nu, nicio problemă. V-am spus doar că sunt cam obosit. Vă iubiți mult, nu-i așa? Vreți să vă faceți aici o vacanță și atât. O porție de aer pentru domnul. Suntem o trecere pentru dumneavoastră, nu? Trecerile mi le fixez singur. Mai dați-o încolo, ce dracu? Nu știți să ne distrăm? Trăim și noi nițeluși. Ce, ați spus la inimă ce v-am spus? Da. Noapte bună. Asta mea deșteaptă. Atenție! Gata pentru azi. Mai rămâne? Da. Sunt cu mașina, pot să vă duc în oraș. Nu, mulțumesc. Bine, bună seara. La revedere. Iar am stat până la ora asta. Bine. Mă iertați? Nu mă iertați? Nu? Echipa lui Lupu este tânără, se crede cineva, fie decât cu oricine. Ascultă și pe ei. Da, sigur, da. Trebuie respectat toți cei care au adus uzina până aici. Evident. D'acord? Mașinile astea colorate nu sunt făcute cu bani mulți. Știu și eu. Nu cu inițiative. Păi ce? Hai la lucru, la lucru. Facem treabă serioasă, nu la lucru. Noi facem treabă serioasă, nu reclame. Sunt 6 luni de când v-am trimis dosarul noului prototip. 6 luni! Și încă n-ați răspuns! Iar raliu e mâine poi mâine. Umbrilește afirmare internațională. Reală afirmare internațională, înțelegeți?
Și oamenii aceștia care muncesc cu adevărat au nevoie de această confirmare. Dumneavoastră să știți că producția de înaltă competitivitate pe care ne-o dorim se bizuie tocmai pe încrederea acestor oameni. Iar succesul e parte din câștigul muncilor, partea morală, care nu e mai puțin importantă decât cea materială. Cu mașina asta am câștigat două raliuri. O șansă tot ne mai oferă. Nici ceilalți nu stau pe loc. Șansele n-ajung, ne trebuie certitudine, înnoiri. Există o dialectică a victoriei, să nu uităm asta. Oamenii au nevoie de victoriile pe care le merită. Asta face poftă de viață, le dă un rost în lume. Dumneata ar trebui să o știi. Vă rog, mai calm. Nu pot. Agitația asta abia și prisosul dumneavoastră de calm abia dacă dau pe medie un ritm de muncă convenabil. Aprobați nou prototip. Reprezintă un câștig tehnic cert. Dar cine neagă asta? Nimeni, dar nici nu afirm. Da, nu. Cam tare, domne, directorul ăsta din provincie. Riza? Are dreptate, dar nu-i acum moment. Liniștiți. Auzi, Len? Vrei să muncești cinstit? Unde-i directorul? Săvașul director unde? Îl cheamă la telefon. Aici. Sper să vă facă plăcere. De unde vii, străine? Ești cald, ești viu, de pe lumea asta? Sau te-a trimis Karaoski într-o delegație de serviciu? Ce-i cu tine? De unde vii? Ai dat bir cu fugiții. Dar ce-i cu tine în hală asta? Dar ce ți se pare anormal? Încerc să trăiesc și eu mai alert, adică fug. Cine-i domnul? Garda ta? Riza, Victor Riza, din Câmpul Lung. Dar ce ți-a venit să... Tu de jogging ai auzit? Stai, șef sau truditor de rând? Director până azi. Aha. Jogging, spuneți? Da. Un fel de fugăreală americanească. Vă rog. Pardon. Fug americanii ăștia în proporție de masă. De când cu alergătura asta am slăbit de cur hainele de pe mine. Dacă nu te mai ții pe picioare, să știi că te duci în verga. Poftim. Întâi hangarul meu cu picturi. Tot ce nu e al meu, merge. Tonița? El. Pe aici, poftiți, pe aici. Ce mai nou, ce mai povestești? Cu ce ocazie prin capitală? Ai lăsat totul balt și ai plecat, a? Nu, ne întoarcem din nou, mâine. Foarte bine, foarte bine. Nici o zi departe de ritmul crocotitor al muncii. Bun. Mare plictisel. Haideți la festivități. Să știți că nu am decât tărie. O clipă, așa. Poftiți, vă rog, aici. Vă rog, poftiți, luați loc, simțiți-vă liber. Aici inițiativa nu vă este stimulată de nimic. Vă rog. Poftiți. Mulțumesc. Noroc. Sănătate. Trăiți. Nu i-au mâncat. Cum vrei, eu nu insist. Cum e pe acolo? Merge? Merge. Muncă grămadă. Acum avem o perioadă mai plină, mai grea. Aha, satisfacție nu-mi lipsesc. Mai tot unul. Nu, mulțumesc. Eu da. Aha. Mulțumesc. Spune și tu ceva, nu mă lăsa să strag vorbele din gură cu cleștere. Nu știu cam ce te-ar interesa, ce ai vrea să afli. Mutațiile, cum stai cu mutațiile? Ce s-a petrecut în mintea, în sufletul, în inima ta?
Cum stai cu fericirea? Ești aproape. La un pas. Aha, la un pas, de... Dacă după două luni ești tot la un pas și umbli cu șeful pe la prieten, înseamnă că... Rebut! Înseamnă că mai ai o sumedenie de pași de făcut și ar trebui să accelerezi ritmul. Ce-ar fi să te ocupi de jogging? A? Ce zici? Ce părere aveți, directore? Nu prea vă stimulează conversația. Nu, nu. De data asta nu. Dar eu nu știam că pictorii vorbesc atât de mult. Bună! Foarte bună! Eu am să plec acum. Să vă conduc? Nu, nu, nu. Am reținut drumul, știu. Cum crezi? Mi-a părut bine. Nu, nu vă conduc. Nu-i nevoie. Cu bine. Am impresia că și șeful tău e o linie dreaptă. De ce? Pentru că viața e mult mai puternică decât toți gărgăunii ăștia pe care avem noi în cap. Atunci gărgăunii ăștia trebuie să dispară. Aiurea, suntem prea lași și prea neputincioși ca să nu mai putem schimba. Alerg un sfert de oră și după aceea înfulec de două ori pe atât. Vax, nimic! Iar ești într-o pasă proasă. A. Eu trebuie să plec. Mai stai, mai stai, mai stai. Să-mi descarci și o sacul. Să nu urlu, să nu muș. Mi s-a făcut o greață de mine și o poftă de moarte. Caragios, nu? Eu și moartea. Aș muri puțin. Hai, George. Pe cuvânt serios să văd mai cum e pe acolo și mă întorc înapoi. Ia spune, ce mai e cu ultimul tău amor? O iubesc în continuare. O știți, am povestit, Maria. Care Maria? Nevastă mea. Fosta mea nevastă. Nu se poate. O iubesc ca un nebun. Și ea? Ea e normală. Are viața ei. Familie, copii. Când am lăsat-o, nu mai putem suporta. Și acum o iubesc mai mult decât oricând. Sufer degeaba. Am nevoie de ea. Simt că lângă ea aș picta mai bine. Am niște idei grozave. Baliverne. Viață. Viață. Nu mai suport singurătate, bătrâne. Mai bem o vodcă? Ha? S-a dus. Totuși la câteva modificări. Ce zici? Aici putem încerca altceva. Numește-ne. Cu cât cunoști mai puțin, cu atât entuziasmul e mai mare. Puteți să încercați dacă vreți. Dar drumul ăsta e sigur. Dacă vreți să vă țineți de inovație... Zi să facem tot ce e bine. Tu stați acolo ce muncești. Bine, atunci noroc. Zice tare. Ce-ai spus? O să spun tot. Tot ce ia. Tot, auzi? Fii liniștit. Bine, pa. Pa. Pa! Hai că n-am timp acum, dă-mi un telefon. Bine, pa! A, sărura, sărura! Ce faci? V-ai risit? A, sărura. Îmi place mult să merg singur. A, întotdeauna? Da, întotdeauna. Atunci,
La revedere. La revedere. Mă duc. Bine. Du-te. Nu o să te coste mult. A rezolvat tot Angela. Auzi? Și... Hei! Alo! Cât e ceasul? E de vreme. Mersi! Cu ardeleni! Cu sacul! Alea cu sa, așa! Cu sacul, dragă! Parcă ai nebunit! Tata, dă-ți că bună noapte la vremea. Lazar! Cristina! Ce faci? Cine-i tipa? O colegă. Vă salut, moștenitorul? Bogdan. Cristina. Lazar Bogdan. E venit pentru câteva zile. O fi intrat. Bogdane, nu vrei să-ți arăt orașul? Nu, mulțumesc, nu. De ce? O să-l văd cu tata. Ți-a spus ceva greu de incidentul de ieri? Nimic. E ocupat. Hai să mergem. Știi că Bogdan e un mare sportiv? Face not, fotbal de performanță? Da? Bravo! Bravo! Vă invit la o înghețată. Ce zici? Tata, hai mai bine acasă. Ce zici, nu? Ah, și trebuie să dăm telefonul bun. Hai, hai, tata. Bine, atunci... La revedere. La revedere. Cristina! Bogdane, tu vrei să îți spun adevărul despre grota urșilor, nu? Poftim? Ah, despre ursul acela care a trăit printre oameni. Exact, ursul ăla a trăit la noi în sat, dacă vreau să-ți povestesc o dată. Hai, spune-mi, când mă spui? Am să-ți spun eu o dată. Când? Mai încolo. La revedere. La revedere. Mai încercăm o dată la București? Cum vrei. Te-a supărat Cristina? Nu, e cam sclifosită. Ce mai faci? Bine. Ia, cum a fost ultimul meci? Bine, a marcat două goluri, domne. Primul a marcat în 11 metri, dar am tras în dreapta și portarul s-a aruncat în stânga. Da, da, nu mă cred, tata. Pa. La revedere. Ia spune. Nu se poate. Și atunci nu te speria de el? Ba da, dar eu am auzit multe despre el. Era adresat, poate. Hmm? Poate era adresat. Poate. Hai, prinde-mă. Prinde-mă. Hai, prinde-mă. 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 Mai prind? Vezi că te-am prins, acum prinde-mă tu. Hai că te Lasă-mă așa, mă, Zoină, dă-mă repede, hai, 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 Cristina chiar a văzut urs. Hai, Bogdane, du-te sus. Auzi, tată, să vină și Cristina. Să mănânce din cozonacul nostru. Altă dată, acum avem câte ceva de discutat. Știi că mâine pleci, da? Hai, înțelege, du-te, tata. Bogdane! Bună ziua! Bună ziua! Stați la poartă ca provincialii? Da. Uh-huh.
Atunci, eu mă duc. Ascultă-mă, să lași în pace, auzi? Nu dorim să fim cuceriți. Nici Bogdan și nici eu. Și, în definitiv, lasă-mă în pace. Eu vreau să fiu singur și Bogdan la fel. Prostule! Lăsați-vă plictisit? Eu? Nu. Vine ploaia. A plecat. Hai, hai în casă. Hai, mai repede, Bogdan, hai, grăbește-te. Ce, ne dăm în spectacol? Munciți, munciți, ha? Noi, da! Auziți? Iar a trecut greu pe aici. Gata, mă, când este! Hai, gata, gata, gata! Vasile, la direcție! La direcție! Da, da, imediat. Mircan, tu crezi că e adevărat? Spune. Apoi n-am. Dar știu că să chinuie în lăuntru lui, are el o suferință. De ce? Habar n-am. Cred că e mai altfel, înțelegi? Nu ți mi-a spus că l-a văzut într-o zi lângă hotel cu tipa aia, nepoata lui Coana Sofica? Aiurea, cred că și împrumută cărți. Aia moare de plictiseală de când a venit. E atât de singur. Și e frumos, nu? Nu? Da. E frumos. Da, bă, da. Da. Măi! Ce faci? Ce-am făcut? Ce? Ai vrut să-mi pui mâna? Nu. Hai mă, că am vrut să-mi pui mâna, n-ai vrut să-mi pui mâna, măi! Hai că m-am dus! Înainte mă întrebai mereu de Riza. Am fugit, pa! Cea mai bună și cea mai frumoasă. Când eram mic, mic de tot, și mă întorceam acasă și mă așezam la masă cu mâinile nespălate, mă certa. Era atât de caragioasă că mă certa. Și acum îmi vine să râd. Se îmbrăca ca o actriță străină. Da? Da. Se îmbrăca cu foarte mult gust. Uitam și niște poze. Poftim. Era frumos. Da. Tu nu te îmbraci ca mama. Mama se îmbrăca cu gust. Înțeleg. Tata crede că nu o să mai iubească pe nimeni. Niciodată. Dar tu? Ce crezi? Spune. Ei sunt. Hai, bine. Să nu-i spui lui tata și nimănui ce ți-am zis eu. Îmi promiți? Promit. S-a întâmplat, ați interviat. Da, puțin. Să fii cu minte, George, fii drăguț. Hai, mai uita să mă sun. Bună ziua. Bine.
Da. Deci, mâna. Pa. La revedere. Pa, Bogdan. Drum bun. Auzi? De ce nu-i aduce pe ai tăi aici? I-ai avea pe lângă tine, ai fi și tu și ei mai liniștiți, nu? Așa, ce viață aveți? Hm? Vreau să fiu singur. Îmi plac locurile astea. Hai, vino. Soția ta. Cum era? Frumoasă, nu? Te rog, niciodată să nu mă mai întreb nimic despre ea. Niciodată. Iartă-mă. Ce liniște aici. Mi-a spus Balaban că-ți cumperi mereu poezii. Da, Bacovia. Într-o grădină publică tăcută. Pe un nebun l-am auzit răgnind, iar frunzele cu droaia se desprind. E vânt, și orice speranță e pierdută. Hm? Îți place? Nu știu. Prosti. Hai să plecăm. Am îmbătrânit. Hm? Așa trebuie. Așa e bine. Așa am hotărât.
vino. Hai, vino. Hai, vino. Hai, vino. Așa. Hai, Tomi. Hai, sus. Hai, hai, hai. Așa. Hai, la mine, la mine, la mine. Hai, sus. Sus. Hai. Bravo. Bravo. De ce te supere? Ai prins și tu gust de șefie și acum te simți persecuțat. Și dai brânci altora. Băi, deci... Eu, șefie... Da, las. Neagru, fii și dumneata mai atent cu el și gata. De mâine să nu mai aud pe nimeni că se plânge de voi. Umbră să-i săpăcească cu noutățile lui tehnice. Asta și-a lungesit atâția ani în scaun și acum l-a apucat entuziasmul. E, dar tot e bine când mai vor câte unii câte ceva, să și nu trebuie hingheriți pentru asta. Tovarășul director, teoria e frumoasă, dar practica cere judecată și atenție la toate. Practica cere oameni pricepuți și e sătulă de lichele. Stai jos. A intrat contul columbienilor în bancă? Da, gata. Tot. Până la ultimul ban. Afacere bună. I-a dat gata dieselul 244. Mm-hmm. Da, făcută fără tovarășul Lazar. Negru, păi noi trebuie să-l câștigăm ce vrea el, vrea bine. Ventilarea spațiului motor e o problemă. Rigidizarea suspensiei, altă problemă, păi nu. Păi dar noi ce-am făcut până acum? L-am așteptat pe Lazar? Ramforsarea suspensiei la 241 a venit din secția mea. Din secția noastră, nu? Dar ce vrea el acum nu e limpede. Noi trebuie să fim modești, să ne cunoaștem lungul nasului, că avem atâtea pe cap. Au venit chinezii? Da, sunt la materiaș în probe. Aflu eu mai târziu ceva vești. Ah, nu trebuie să-l mai lăsăm pe Mircea la volan până nu se lămurește situația lui. Mi-au spus de la funden că trebuie operat imediat. Dar nu-l știți? Nu vrea. Se încăpățânează să prindă raliul din Egipt. E și el... un suflet de artist. Al nebun. De ce nu și fi văzând el de viața lui? De asta a ajuns unde a ajuns. Poți să te joci cu inima? Ai îmbătrânit, greule. Ai îmbătrânit? Se poate, dar de văzut văd încă foarte bine. Să nu ne pierdem în încrederea asta gratuită. Prostească. Aici ai dreptate. Dar trebuie să încercăm. Dă-i mână liberă lui Lazar. Nu merită tovarășul director. Nu e omul. Sunt de aceeași părere. Vedeți? Cu tovarășul director. Ședință. Ședință. Da. Ședință. Da? Da. Da, da, am înțeles. Prezentăm material. Alo. Ascultă, te rog, să știi că noi știm aici să ne facem datoria. Un încuiat. Hai, las. La muncă, hai. Vă salut. Tovarășii director, tovarășii de la cinematografie vor să filmeze în biroul dumneavoastră. Cei de la cinematografie să mă lase în pace. Mâine, când o să fiu la județean. Ei vor azi. Ne fac reclamă, ei zic că ne fac... Reclama mă fac eu singur. Trebuie să ajutăm. Au și ei plan. Au sunat de la București. După ora 6. Și mâine, toată ziua. Și atât. Dar în biroul noastră? Da, în biroul la mine. Ridicați, pe doi. Da. La revedere, numai bine. Să rămână. Hai, urcă! Cum e? Noutăți? Nimic. Muncim. Aș mânca ceva.
Habar n-am. Ceva bun. De când sunteți aici? 10 ani. Fericit? Ce-ai zis? Nimic, fleacuri. Da. Prea multe fleacuri pentru o singură viață. Păcat. O să plouă. Hă? Ce zici? Dacă vreți să opriți. Uite-o pe Mircică. Băi, Mircică, cum merge, hă? Păi, domnul general. De obicei. Da? Te-ai hotărât? M-am hotărât. Dar mi-e frică. Mă uit în oglindă și mă apucă câte un râs. Vitalitate, nu? Păi și mie mi-ar fi. Când treci pe la mine? Înainte, că după distracția doctorilor să cam închide cermeza. Hai, termină. Fii serios. Cu bine. Cum vă aveți cu... Te invit la o bere. Aglomerație, n-am aer. Mai bine facem câțiva pași. Le-le-le-le, ce mă faci, du-te dragă după vaci. Zici să-mi dea treaba. Câine ce-i? Îți iese? Iotul crede nebunește în mașina asta. Iar eu cred în Iotul. Slăbiciune, nu? Și visez să o pilotez. Radio faraonilor. Visez numai cununi, flori. Aplauze! Nu râzi? De ce? Hai, nu râzi? Așa că suntem prieteni. Câteodată nu mai înțeleg nimic. Intru într-o apatie. Dar mă gândesc la mașina asta, la băieți, la oraș. Să nu lași totul baltă. De ce? Așa că ai cap și merită să-l arăți. Un covric. Merge bine la bere. Nu știu, m-aș mai prosti și eu puțin. Și nu știu cum să fac mai bine. Variațiuni pe tema One Man. Hai. Râs, râs, că face bine asta, mă. Hai, dă drum la râs. Hai, hai, râs, râs. Golani. Bună seara, bună seara. Bună. Bună seara. Să știi să privească mașină, nu să le facă. Și mărită fac. Mai termină și tu, le-ți intră ceva în cap, nu ți-o scoate omul nici cu macaraua. Ce-ai cu? Ce-i cu? Lasă-i în pace. Ce zici, Mircea? Mărește. Cât? 3800! A avut dreptate inginerul. Inginerul, nu tu. Bună! Bună, bună! Cine? Adică Lazar.
ce zici? Să fie cu noroc. Al naibii să fiu dacă îmi vine să cred că eu mâine depun acte. Ultima mea petrecere de burlac. De bună voie și nestilit de nimeni. O să fie bine, o fată drăguță. Ce faci acum? Ce mă condoleanțele? Vasile, Vasile, ascultă-mă la mine, viața de voi trăită. Trăită din plin. Îmi place, am luat-o. Văzut, plăcut, gândit, iubit. Luat! Nu mai are băiatul din de probleme, de prăsuiel, de... Are 20 de ani și un pic. E frumoasă, e sănătoasă. Păi ce nu mai aștept? Nu-i nimic. Ce-ai făcut, dragă? Nu-i nimic. Care era de cristal? Lasă, nu-i nimic. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Gata! Lucrul cel mai extraordinar e că atunci când începe o treabă, nu te lasă până nu duce la capăt. Da? De tine vorbeam cu... Sper că de bine. Nu mai. Mulțumesc. Salută. Ah, și? Peste câteva zile mă duc la operație. Te-ai hotărât? Lasă-o să fie bine. Da-ți o pică! Da-ți o pică! Mișule! Ia-mă încet. Eu nu dansez decât tango. Bine! Da. Loc, 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 loc! Așa, mișule, așa, mișule! Loc, loc, loc! Uite-mă la dans. Ia-te la mai încet. Să cânte tanti Sovica! Sigur, la chitară! Să ne cânte tanti Sovica! Acum! Nu, nu! Mare ești, tanti Sofico, mare! Foarte frumos, mi-a plăcut! Ei, cum e? Mai bea cineva ceva? Te rog, iartă-mă, mă doare puțin capul. La 19 ani. Ne-am iubit. Ne-am căsătorit. Am fost fericiți împreună. Dintr-o dată. Ce stupid. Era minunat. Singura femeie minunată pe care am cunoscut-o vreodată. S-a chinuit? Îngrozitor. 6 luni. În sufletul meu, în mintea mea, numai ea a rămas. Am jurat atunci.
Ce ai? Ce-i cu tine? Spune, ce e? Vrei să te rog? Nu. Nu-i nimic. Cum nimic? Nimic. Spune. Nimic. Gata. Suferi. Nu! Nu! Te ascultam. Nu știi deloc să cânti. Deloc nu știi să cânti. E adevărat. Nu știi să cânti. Deloc. Ce frăstie să rec prin cap. Ce va fi cu noi? Iartă-mă. M-a luat gândul. Era așa de fericit și de vesel înainte că mă gândeam dacă ai putea să fii la fel. Te rog să taci. Te rog să taci. Dacă trebuie... Sunt o proastă. Sărută-mă. De ce? Așa. Ca să mă ierți. De ce să te iert? Pentru gânduri. Ești ca o apă. Niciodată la fel și totuși. Ca o apă? Apa ta. Rigida. Nimic. Da. Maria.
Polonia a livrat întregul lot diesel 244, Anglia, Spania, Aro 10 livrat, China diesel 243 livrat, Portugalia... Tovarășe director, Nici a avut un accident. Și? Când? Asta noapte. A dat un camion peste el. A murit într-un spre spital. Circuit brought 500 contenders to the starting line this year. A dramatic 8-day race from Egypt to the Sudan and back to Egypt. The route across the desert over most difficult terrain put the 160 cars and motorcycles to a strenuous endurance test. They were all there, famous moguls produced by European and Japanese manufacturers. Mercedes, Renault, BMW, Land Rover, Range Rover, and also Honda, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, and a newcomer from Romania, the sleek Aro. Yes? Four-wheel drive. Yes. Your call to Bucharest has come through. Hold on, please. Thank you. Thank you very much. In the early stages of the race, covering 4,000 kilometers, dirt roads, a scorching sun, a Range Rover, and then a Renault were in the lead. Yes, on the third day, the Romanian car freezed forward ahead of the others and then led the race all the way. Da, victorie! Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc! Căldură? Ce căldură? Eu arci și trec! Felicitări tuturor băieților! Nu, nu, mâine seara mă întorc acasă! Da, bine, e regulă! Come in! Da! Salut! Come in! May I? Please! I was lucky enough to have a word with Mr. Vasile Lazar of the winning Romanian team. Good evening, sir. Sir, good evening. You are the designer of this new Aro. No, no, no. One of the designers. Have you expected to win this one? I was hopeful, like all the others. Frankly, after the performance we put up in Iceland, Switzerland, Ethiopia and Algeria, it hasn't been all that I expected, has it? Well, sure, I voice, isn't so. It? Thank you, yes. Mr. Lazar. Sounds like it. How exciting. You've also two glasses, haven't you? Congratulations, you are a lucky man. The Romanian car kept ahead on every leg and came up first with a hefty lead. First place, Aro. Second, Mercedes. Third, Renault.
pentru tine, Mircea. Întârziat, chiar. Mă uitam și la clădire. La Intercontinental? Da! E mai înalt! Uite-l! Ce mă privește așa? M-am schimbat? Ne schimbăm, evoluăm? Și tu ești de cuit. Se poate? Ronțăi de viață. Poate. Auzi, spune-mi, te rog, câteva versuri, ca să aud și alte cuvinte. Știu că ești un maestru. Mai vesel, mai trist? Eu cred că pământul e plat, asemenea unei scânduri groase. Că rădăcinile arborilor îl străbat, atârnând de ele în gol, cranii și oase. Că soarele nu răsare mereu în același loc și nici nu răsare același soare, ci tot altul, după noroc, mai mic sau mai mare. Eu cred că atunci când sunt nori, nu răsare nimic. Cine e? Nikita. Nikita Stănescu. Mort viu. Sărmână. Felicitări. Acum ai terminat cu provincia? Nu, mă întorc în 2-3 zile înapoi. Înțeleg. Poate ne vedem diseară. Da. Mi-ar face plăcere. Bine. Să te sun? 5, 9, 7, 3, 6, 8. Cât? 5, 9, 7, 3, 6, 8. Bine. Bine. La revedere. Cine e? Vine fața proprietăresei, trebuie să-i dau niște cărți. Ne scăldăm iar în viață. George, portretul crezi că poate fi gata? De asta te-am căutat. Am știut întotdeauna că Ana, adică portretul, te-a ținut atât de legat de mine. Da, e gata. Și miroase puțină artă, poți să vii să-l iei când vrei.